Tată a 14 copii, la vârsta de 71 de ani, fratele Mihai a plecat la Domnul. De fapt, a fost chemat acasă, că nimeni nu pleacă la Dumnezeu cu de la sine putere sau decizie, ci Dumnezeu ne cheamă pe nume, în ordine, fiecare la rândul cetei lui. Pe fratele Mihai l-am cunoscut în urmă cu 2 ani, înainte de gravul accident pe care l-am avut la Buzău. După o seară deosebită petrecută în prezența Domnului, în localitatea Tudor Vladimirescu, comuna Albești, județul Botoșani, slujind împreună cu Misiunea Hristic. La final a venit la mine un cuplu de bătrânei simpatici, se sprijineau unul în celălalt și așteptau cu nerăbdare să mă întâlnească. Da, era el, fratele Mihai Popinciuc, un bine tip făcut, roșcovan, blând și cu bun simț. Știi cine suntem? Mă întreabă pe un ton călduros și zâmbitor. Indubitabil sunteți tatăl lui Benoni, prietenul meu, că prea bine semănați. Încep să zâmbească amândoi. Să știți că vă iubește mult, Beni, vorbește foarte frumos despre dumneavoastră. Am povestit cu ei minute bune, apoi ne-am luat rămas bun. Miercuri mă suna Beni, mă salută și începe să plângă. Printre lacrimi reușește, fragmentând frazele, să-mi spună că tatăl Mihai a plecat la Domnul. Îmi pare rău pentru pierderea ta, Beni, dar mă bucur pentru câștigul cerului. Încă un copil de Dumnezeu ajunge acasă. Frate Mihai, ați lăsat în urmă o avere mare. Cei 14 copii cu nepoți, gineri, nurori, sunt o armată de oameni descendenți din dumneavoastră. A meritat să aibă pământul un om ca dumneavoastră, nu ați trăit degeaba și nici împărăția lui Dumnezeu nu este mai puțin câștigată. Dragă familie lărgită Popinciuc, nu vă cunosc pe toți, dar cunoscându-l pe Benoni, îmi dau seama că sunteți niște oameni frumoși, minunați, cinstiți, serioși, slujitori și familiști desăvârșiți. Dumnezeu să vă mângâie prin adierea Duhului Sfânt și să ne ajute la mare revedere să fim împreună cu Cel care v-a fost tată, bunic, străbunic, socru. Permiteți-mi să îmi exprim în versuri gândurile pe care le-am privitor la fratele Mihai și dedicate tuturor celor care încă mai avem un tată. Tata, când ai un tată pe pământ, ai sprijin la durere și necaz, o vorbă bună la apus, ai pâine la micul dejun, ai ajutor în orice ceas. El e eroul mitologic, e Hercule, e Prometeu, e preotul ce mijlocește, e omul harnic și voinic, el al copilului model. Când ai un tată, prețuiește-l, curând va fi o amintire. Când ne va despărți pământul, pentru veci sau doar o vreme, de tatăl este credincios. Cinstindu-ți tatăl, ești ferice, și pe pământ și în ceruri sus, dar nu uita că necinstindu-l, răiești aici nefericire și te grăbești către apus. Cu mâinile calde și moi, dar și puternic de secere, el, tatăl mângâie copiii, când pe crestet ne atinge, să ceară binecuvântări. Când suntem mici, plăpânți și firavi, vedem părinții ca pe zmei, dar creștem prea repede mari, le punem nepoții în brațe și îi vedem ca pe pigmei. Iubește-ți tatăl cât mai este, vorbește-i bine cât mai suflă, cum îi vorbești, vede copilul, așa îți va vorbi el ție, asemenea și lui nepotul. De ți-ai făcut tatăl bunic, copilul tău te-a făcut tată, de vă cinstiți și vă iubiți, divinul vă va răsplăti, iar fericirea vă urmează. Când tatăl își închide ochii, rămân în urmă amintiri și haine, bocanci, pălării, mult bine fapte și unelte, dar și amare lacrimi vii. Ce bine că avem în cer pe Marele Domn și Stăpân, care ne-a permis, ai spune tată, curând își strânge ai lui copii și ne va lua cu sine în slavă. Autor, O Botezatul, dedicată prietenului meu, Benoni Popoviciuc, pentru plecarea în veșnicie a tatălui, fratele Mihai Popoviciuc. Distribuie și abonează-te pe canalul Creștin Total TV și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.